Art Nouveau, în linii de arhitectură, o nouă interesantă expoziție colectivă deschisă publicului de către profesorul și arhitectul Luca Matei Stoian. Acest eveniment recomandă publicului larg și comunității culturale internaționale explorarea patrimoniului Art Nouveau-ului prin tehnicile desenului realizate de tinerele talente creatoare. Ne aflăm în spațiu expozițional al OAR București cu un proiect, Art Nouveau în linii de arhitectură, un proiect ce s-a dezvoltat ca fiind un concurs internațional în 2001, organizat de Centrul de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual și Muzeul Țăranului Român. Astăzi, la sediul OAR București, puteți viziona cele mai reprezentative lucrări premiate în 2021. Pe Simeze avem diverse lucrări inspirate din această epocă. O cunoaștem pe o epocă care a rămas tributară imaginului, imaginii feminine, multe portrete. Nu numai că încurajăm, dar avem un program special pentru arhitecți în care oferim spațiu, oferim suport pentru arhitecți ca să realizeze expoziții aici. La proiectul Art Nouveau în linii de arhitectură au participat 163 de elevi și studenți din 5 țări din Europa. Organizatorii au oferit 25 de premii pentru 7 secțiuni: desen de linie, grafică, arhitectură, detaliu de arhitectură, interior, culoare, afiș, fotografie și alte 4 premii speciale: premiul CAA, premiul MNTR, premiul IGLU și premiul VIZO.